Se pare că programul Buzău Velocity, implementat de municipalitatea anul trecut, nu decurge așa cum se așteptau autoritățile atunci când l-au propus spre aprobarea aleșilor municipali, asta pentru că generează multe cheltuieli. În jur de 200 de biciclete sunt defecte și chiar dacă multe dintre ele sunt andocate în stațiile de închiriere din oraș, nu pot fi folosite. Este adevărat, avem o situație pe care nu ne imaginam, foarte multe defecțiuni, foarte multe piese de schimb care se deteriorează din cauza faptului că mulți din tinerii noștri beneficiari ai acestor biciclete nu fac numai deplasare dintr-un loc în altul, ci pur și simplu se joacă cu aceste biciclete în sensul în care le bruschează, fac tot felul de chestii care le vedem și pe la televizor, dar le vedem și la Buzău și bineînțeles că se întâmplă lucruri, pur și simplu le deteriorează. Nu mai vorbesc, unii le demontează pur și simplu, unii le lovesc intenționat. Adică este absolut incredibil ce se întâmplă. În cea mai mare măsură, cei care aduc stricăciune ar fi adolescenți, care se întrec în demonstrații de virtuozitate pe străzile orașului sau pe cărările din pădurea Crâng. Va trebui să avem o campanie aici de conștientizare. În același timp, vă dați seama, cei care fac chestiile astea vor și plăti, cel puțin cei care vor fi prinși. Primăria are contract cu o firmă care se ocupă de mentenanță, însă facturile pentru piesele de schimb sunt foarte mari. La cât se ridică până acum costul reparațiilor? Nu am o sumă în momentul ăsta, nu s-a făcut o evaluare, trebuie să luăm o decizie probabil săptămâna viitoare să dăm deja prima comandă de piese de schimb în Germania. Poate fi de vină și calitatea bicicletelor? Nu cred treaba asta, sunt biciclete normale, nu sunt biciclete de competiție pentru jocuri de-astea periculoase sau pentru nu știu ce fel de competiții. Sunt biciclete normale, echipate normal și dacă le exploatezi normal, nu ar trebui să se defecteze, ca orice bicicletă normală. Dar ele sunt supuse la un adevărat chin. Anul trecut, primăria a pus pe roate proiectul Buzău Velocity, oferind cetățenilor posibilitatea de a se deplasa cu bicicletele cu costuri mici, acolo unde au treabă sau pur și simplu să meargă la promenadă.